Bună, dragilor, astăzi vă zic bună de la B&Q. Am venit puțin până la B&Q să caut ceva, pentru că, nu știu, așa m-a apucat deodată dorința aia, știți, a femeii care o are să facă cuibușorul mai frumos o dată pe lună. Nu mă simt prea bine fizic și am zis că atunci haideți să vedem dacă găsesc aici ceea ce îmi doresc eu, și anume, o să vă zic, o să vă arăt, de fapt, mai în câteva minute, numai puțin să mă uit pe aici. Uitați ce frumoase sunt, o felul de lucrușoare deja de Crăciun. Avem covorașii de pus pe jos, avem și muzică. Îmi place pinguinul ăsta tare mult, dar cred că e... deci nu face niciun sunet, e doar așa de pluș. Foarte frumos, o felul de decorațiuni deja au băgat de Crăciun, după cum puteți vedea. Și o să mă plimb puțin pe aici să vedem ce găsim. Afară plouă. E după amiază, imediat o să mă duc să o iau pe Anastasia de la grădiniță, de la școală. Uite ce drăguțe sunt astea mici, cu niște, cum îi zice, steluțe foarte frumoase. Dar unde, cât are? 20 wire, un metru jumate are. Astea sunt cu cupru din ala, fire de cupru, poți să le pui afară în grădină. Sau, mă rog, tot felul de lucrușoare drăguțe. Ia uitați sus ce frumos luminează, care mai de care. Da, și... dacă tot au făcut și au amenajat frumos aici la intrare, am zis că hai să dăm o privire și pe aici, de ce nu, să vedem ce au pus. Avem păsările, stilul ăsta așa scandinav, cu verde. Ia să vedem a ce miroase. Da, nu prea miroase nimic. Tot felul de pernuțe decorative. Uite, îmi plac astea, dar astea sunt făcute din carton, cred că. Ia uite ce drăguță e căsuța, da. Din carton și pânză din aia. Simplu așa și la obiect. Bun, hai să vedem ce mai găsim pe aici. Avem și pe moșul sus acolo, frumos. Aici avem deja câteva globulețe puse în față. La fel. Ia uitați, astea colorate, ce frumoase sunt. Bine, culoarea mea favorită e roșu, de aia zic că sunt frumoase. În continuare, deși chiar n-am mai purtat mult roșu în ultima perioadă, ar trebui să mă reîntorc la... am cumpărat mai multe haine roșii. Cu ce vă place vouă să decorați? Sau dacă v-ați gândit cu ce o să decorați pomoanul ăsta? Știu că e prea devreme să vă întreb asta, dar puteți să-mi lăsați în comentarii cum vreți să vă împodobiți bradul sau să-mi dați niște idei anul ăsta. O să le citesc cu mare drag. Uite, avem și steaua de pus în pom. Aha, că asta e mișto. Pantofiori, ia uite. Dacă îi vede Anastasia, sigur vrea să joace cu ei. Ce drăguț e așa, că n-am mai văzut pantofiori până acum, până anul ăsta. Foarte drăguț. 2 lire. Bun. Hai să vedem, că am venit pentru ceva și ca întotdeauna ajung să mă uit la cu totul altceva. Tot felul de varietăți de brazi, uitați, artificial, de la 75 de lire la 200. Avem tot felul de modele, 90 de lire. Ăsta mic alb, 20, 50, apoi 80. Deci, da, tot felul de brăduți. Și acum să vedem, cred că atâta e cu Crăciunul. O să mă duc să caut ce am nevoie și când ajung, ce să vezi că e chiar în fața mea, pam, pam, o să vi arăt. Bun, deci la ce m-am gândit eu este să redecorez puțin în sufragerie, cum e acum, și să fac altfel, bineînțeles, din nou, așa că o să vă arăt imediat la ce anume m-am gândit. Ca să fac sufrageria sau living room-ul, cum vreți să-i spuneți, mai cozy, mă gândeam să-mi iau un șemineu din ăsta electric, cum am avut mai de mult la prima casă pe care am închiriat-o, în nord, și aveam un șemineu, dar ăla era frumos, exact cum îi vedeți aici, era și cu încadratura asta în perete. Așa, astea sunt din astea foarte mari. De exemplu, ăsta așa de aici, cu tot cu încadratură, este 640. Pe mine mă interesează unul mic, dar am uitat pe internet și pe internet problema care e, că ele le vezi, dar nu-ți dai seama chiar așa bine de dimensiuni din poze. Și uite, de exemplu, unele sunt foarte, foarte micuțe, ca ăsta de aici, așa, care pe internet poate să pară mai mare. Și vreau să văd și exact, cum îi spune, ce fel de, cum imită focul artificial. Să văd exact flacăra, să mă uit să văd, uitați, exemplu ăsta mare, ce frumos se vede. Ia uitați. Ăsta iarăși e mai scump, tot felul. Ăsta așa.
Iarăși imită foarte frumos flacăra și îți dă un sentiment așa de liniște și să fie totul cozy și călduț. Și da, de ce nu? Decât să dai la centrală drumul toată casa dimineața până cât lucrez, ca să mă și relaxez uitându-mă la șemineu. E un mod plăcut și de a face căldurică în living. În bucătărie nu e calorifer și atunci nu mai bine strece căldura peste tot. Și să îmbin și utilul cu plăcutul, am zis să mă uit la ceva să mă relaxez. De ce nu? Să ne luăm un șemineu din ăsta electric. Acum vedeți și voi câte varietăți sunt, de la cele mici așa, la 85 de lire cum e ăsta de aici. Cred că se deschide și ușa. E foarte îngust. Ăsta are cât are oare? Hai să vedem. Height, cred că e înălțimea și width, deci 405, deci 41 cred că de centimetri are așa. Doar, da. Ideea e că nici nu știu, nu m-am hotărât pe ce culoare să-l iau. Pentru că îmi plac și cele pe negru și cele pe gri. Și am mai văzut eu alt gen pe net. Dar văd că aici nu le văd. Așa. Astea sunt din astea mari deja, 390. Da, e foarte mișto efectul ăsta așa artificial și ăsta la 245, e drăguț. Ăsta e în perete. Bun, deci astea sunt încadraturi de pus pe perete și aici ne arată cum vin cu tot cu această ramă mare pe care poți să-ți pui de Crăciun o ghirlandă, poți să-ți pui lumânărele, poți să-ți faci frumos, dar pe mine m-a interesat doar un șemineu singur, așa de sine stătător, să pot să-l mut după aia dacă vreau să-l mut în altă parte și tot așa. Uite, de exemplu, ăsta are două uși, ăsta e 260 de lire. Ia uitați, model așa mai vechi, clasic, foarte drăguț. Ia să vedem. Apoi, ce mai avem? Aici, în funcție de mărime. Dar nu, uite, sau în genul ăsta, ăsta zice că e 380, dar nu înțeleg exact ce e 380, cred că doar șemineul. Mai erau unele așa cu griul ăsta pe net, dar mai ieftine. Ia să vedem. Order only, 150. Mai avem și aici unul încadrat. A, și cu galben, văzusem pe online, dar pe net părea mult mai chicios cu galbenul ăsta. Da, ia uitați, vedeți? Mă rog, hai să vedem ce și cu. Mă uit aici frumos. Uite, și ăsta e, de exemplu, 110 zice că e plug-in and feel the glow. Uite așa cât e de mare, negru, black. Trebuie să mă uit puțin atent, așa că vă las și revin după aia să vedem ce opțiuni mai am, că văd că unele nu sunt sau nu sunt toate despachetate, cred. Unele sunt în cutii deja. Numai ți le iei de aici și ai plecat acasă. Ah, da, uite, ăsta era pe net cu aceste... cu aceste pietricele și când îi dai drumul aici se vede focul iarăși așa cu efectul ăsta, ăsta griera, da, 158. L-am văzut la Argos, cred că era mai ieftin, 130 pe net. Și ăsta le-am văzut eu galbene, da, așa gold. A, uite ce drăguț e și ăsta, flacăra, cum se vede la el. Ăsta e 380, un fel de gri. Deci, da, o să dau o tură pe aici să vedem ce și cum, dacă ne hotărâm sau dacă mai așteptăm. Vedeți că am ieșit puțin și afară până nu vine ploaia iarăși peste noi, că văd că s-a oprit pentru 2-3 secunde. Ne uităm puțin la floricelele de afară și apoi revenim. Ia să vedem ce avem pe aici. Drăguț, drăguț, floricele. Hai să mergem la cele de toamnă, să văd și o crizantemele. Dăm o tură pe aici și apoi mergem înăuntru. Din nou, ia uite ce frumos le-a plouat afară pe toate ce avem pe aici. Ia să vedem. Uite așa, ajungem și la crizanteme care sunt cam trecute ele așa. Aici le-a plouat bine de tot. Sunt cam micuțe. Ah, da, uite, mai avem acolo în colț alea foarte, foarte, foarte mari. Mai avem pe aici tot felul de lucruri soare mai mici, mai mari. Floricele din astea așa, care cresc, astea sunt micuțe, dar mai apoi cresc și mai avem și muzică, așa că trebuie să vă vorbesc mereu. Ia uite ce drăguțe sunt și buchetele astea amestecate așa. Și aici avem crizantemele măritșele.
Ia uite ce drăguț, am văzut niște bulbi de ăștia de ciorfiile. Ia să vedem. Uite ce drăguțe sunt și astea albastre. Gențiana sau ce zice, da. Foarte drăguț. Și mai avem și ce e asta aici? Evergreen, rododendron, da, late mix. Aha, și ăsta e mixoare care înflorește așa. Foarte frumos, da. Și avem și crizantemele, care spune că sunt două la 18 lire. Oare am văzut bine? Da, sau unul din ăsta la 12 lire. Da, e super mare. Ia uitați ce drăguțe sunt astea mari așa. Depus în grădină undeva sau nu știu, în fața ușii, dar da, e imens, foarte frumos. Ne mai uităm și pe aici frumos puțin și cam asta e. Vreau să văd ce sunt astea, că n-am văzut de mult, un fel de schimia, zice că se cheamă, dar nu știu dacă mai înfloresc sau dacă nu mai înfloresc. Drăguț, haideți că mă uit pe aici și apoi vedem ce mai luăm. Hai să vă mai arăt o bucătărioară frumoasă, ia uitați ce drăguț este, cu mobila albă. Mai avem una iarăși aici, pe albastru, foarte frumoasă, ia uitați ce drăguță e, cu frigider incorporat. Și m-am dus să văd la florile alea în față, dacă este să-mi iau o floricică pentru interior, pentru că afară toate erau plouate și nu mi-a plăcut nimic. Hai să vedem acolo în față. Ia uitați, au apărut crăciunițele, dar aici sunt roz, nu roșii, ca pentru Crăciun. Așa că o grămadă de crăciunițe roșii, 4 lire 75 una roz. Sau cum le zice, că nu știu cum le zice, dar eu așa le spuneam, crăciunițe că apar în perioada Crăciunului. Și apoi aici avem plantele, chiar asta căutam, care purifică aerul, ia uitați. Și aici și spune, avem Dragon Tree, care le purifică, și acest Peace Lily, cred că din asta am mai avut Peace Lily. Vedeți? Care purifică aerul și astea sunt bune în camere, de exemplu, sau sus, sau unde dorm, am una mică acum, dar mai vreau să mă iau de purificat aerul. Și aceasta Dragon Tree, foarte frumoasă de aici, mare așa. Zice că purifică aerul, da. Deci toate de aici, cred. Ah, și asta, dacă nu mă înșel, tocmai am văzut pe net un video despre ea. Da, Dragon Tree, vedeți? Care zice că purifică aerul. Nu-i trebuie lumina directă. E indirectă, 6 lire una mică și poți să pui în alt ghiveci mai mare, mă gândesc asta. Ia să vedem ce zice că e. Am văzut-o și pe asta. Zice că e la fel, Umbrella Tree Mix. Umbrella Trimix, 7 lire, dar nu știu dacă asta scrie acolo că purifică aerul, parcă celălalt e. Să ne mai uităm o dată să vedem care purifică aerul. Kentia Roll Palmor Palm. Palmor. Deci asta mare și trebuie să o caut pe aia cu alb. Stați că vă arăt imediat care purifică. Aici, ia uitați. Deci aici avem Dragon Tree și asta de aici frumos, care este Peace Lily. Pislile, asta e, da. Cred că o să-mi iau și eu una, să vedem care și cum. Bun, haideți să vă arăt că am fost și pe la magazinul românesc nou, care s-a deschis aici în Luton, Voievod, și să vă arăt ce am luat. Am luat niște cartofi din ăștia, apoi am luat o varză așa, pentru că era acolo, și mă gândesc să fac o varză cu niște scărițe pe care am cumpărat-o aici tot așa. Și să pun repede noua la supresiune. După care am luat, mai erau doar vreo 4 prune, care erau mai bune, așa, nu erau moi, să degustare. I-am luat Anastasiei popcorn, am luat această cremă de gălbenele, pentru că am văzut-o acolo la casă și întotdeauna e bine să ai o cremă din asta pentru orice, pentru mâini, acum că e sezonul rece. Și am luat șorici iarăși pentru Anastasia, care acum mănâncă. Am luat 2 zahăr vanila, nu știu de ce, pentru că am zis că noi suntem la dietă, dar să fie acolo în dulap în cazul în care vreau să fac ceva dulce. Foi de dafin, la fel să fie. Un suculeț pentru Anastasia, i-am luat și niște struguri că mai erau acolo așa. Și cam astea sunt cumpărăturile. Acolo am punga, da, cam astea sunt și vă las până pe mai târziu. Vă arăt imediat ce floricele mi-am luat și cum arată șemineul. Bun, avem aici varza, n-am luat-o foarte mare pentru că nu vreau foarte multă și avem scărița aici și ne apucăm frumos să ne apucăm de treabă și să facem o varză călită și avem și foi de dafin, așa că să-i dăm drumul. Nu știu, vă întrebați ce este cu lămâia asta aici. Tot am zis că vreau să-mi pun să mai dau și niște apă cu lămâie și tot n-am apucat. Așa că asta e ideea. Vreau și niște
sapă cu lămâie pe lângă proteina mea pe care mi-am pregătit-o aici și o am de la My Protein. Fiind frig afară, mai mult beau ceva cald. Acum ceaiuri și cafea. Dar trebuie să ne întoarcem și la apa noastră, cea de toate zilele. Cred că am dat de un os de bătăi de cap. Da, da. Imediat rezolvăm și treaba asta. Și gata cu al cuțitaș. Vă las și revin. Aștept să-mi spuneți dacă voi aveți ceva trucuri sau secrete când faceți varza călită, ce puneți ei de gust. Am auzit că multă lume pune cimbru, merge cu varză și e foarte bun, îi schimbă gustul, așa că, da, aștept în părerile în comentarii și vă las că acum o să fac gălăgie multă. Varza mea deja este aici în uliță frumos, am pus de sub scărița și trucul meu este că ceea ce vedeți deasupra sunt 2-3 linguri din tocănița, din tocana de legume. Avem aici frumos, ia uitați scărița, ce bine arată și dintr-un borcan de tocană de legume de la soacra mea am pus 3 linguri, am pus de asemenea și sos de roșii, am pus 2-3 foi de dafin și acum urmează să pun și cimbru și cam asta îi lăsăm aici să fiarbă la oala sub presiune rapid și gata, avem încă o masă pe ziua de astăzi, proteină pentru că avem cărniță și legume, avem varză, superb! Hai să vă arăt ce frumos se vede șemineul seara, l-am pus aici în colțul ăsta deocamdată, am aranjat așa frumos. Puțin, vedem noi dacă schimbăm locul, dar foarte fain se vede. Asta l-am ales până la urmă, a fost 110 lire, are două opțiuni aici, închidem, deschidem, căldura de dedesubt, pe aici vine căldura în cameră, pe aici facem luminozitatea cât vrem de intens sau închidem încet, încet intensitatea și de aici la fel îl închidem de tot. Da, foarte fain, de aici închidem căldura. Ok, am înțeles, da, superb. După cum puteți observa, de aici se închidem de tot. Și ăsta e șemineul și am zis să vă arăt imediat și floricelele pe care mi le-am luat. Până la urmă am luat 2 floricele. Așa, am pus asta deocamdată aici. Mi-am luat un, se cheamă Peach Lily. Mi-am luat una din asta așa care că purifică aerul. Cred că o să o schimb în alt colțișor, dar vreau să o las aici jos să purifice aerul. Și am mai luat și o crăciuniță din aceea roz. Vă arăt imediat. Ok, iar aici avem crăciunița roz pe care am luat-o. V-am zis că mi-am luat și o crăciuniță, cam așa arată, e frumușică, roz. Trebuie să am grijă să-i pun multă apă, să nu fie cald, prea cald aici în bucătărie când gătesc apă și cam asta e și sper să se păstreze până în decembrie. Mai ales acum când nu e așa, e vremea figuroasă afară, e uitat și vine, vine frigul. Da, dragilor, cam atât pentru vlogul de astăzi, un vlog așa domestic, v-am arătat pentru m-am plimbat prin B&Q, v-am arătat ce floricele mi-am luat, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut ce vedeți, o să urmeze, cred că, un vlog cu niște impresii la 3 luni după operația de micșorare de stomac, pentru că deja pe 8 am făcut 3 luni și mă gândeam să fac o recapitulare și un video despre asta și uite că încă n-am apucat, așa că o să vină curând zilele următoare și un vlog pe tema asta. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentarii și cu mare drag o să vă răspund în următorul video. Pupici! Sper că sunteți bine!